existență, tema comunei preliminare, este intitulată Foamete din Uniunea Sovietică în anii 46-47, întristare de fapt și coordonatele istoriografiei post-sovietice, cu accente pe manifestarea acestui fenomen între producționiste. Înainte însă de a-mi prezenta comunicarea, aș dori să-i mulțumesc domnului director Radu Ciuceanu și colegilor noștri de la Institut pentru invitația de a participa la lucrările acestei conferințe, mai ales acum când Institutul împlinește 20 de ani de activitate foarte productivă. Doamnelor și domnilor, scriitorul polonez Stanislav Erzhelyec spunea că fiecare veac a cunoscut în mersul său o perioadă medievală. Adaptând acest dicton istoriei, înțelegem că aproape fiecare țară, în fiecare secol, o perioadă mai scurtă sau mai îndelungată, a fost cufundată ca și cu manievul mediu, caracterizat prin cruzimea inchiziției cu arderea pe rugă vrăjitoarelor și ereticilor, o perioadă de obscurantism, de foamete și de pandemie violentă, cunoscută în istorie ca Moartea Neagră sau Ciuma din prima jumătate a secolului al XIV-lea. Foametea, greu de evitat în evul mediu, a însușit aproape constant societatea sovietică. Între anii 21 și 22, în Rusia sovietică au murit de foame 5,5 milioane de oameni. Foametea cumplită din 32-33 a luat viețile a 7,7 milioane de oameni. Însă groaznicul fenomen nu s-a încheiat aici. Încă o replică se va mai produce și după război. Foametea din anii 46-47 a constituit una din cele mai secrete episoade din istoria Uniunii Sovietice. Toate informațiile privind dimensiunea acestei calamități sociale au fost clasificate. Despre foamete a fost interzis să se scrie și sau să se vorbească. În literatura de specialitate din Uniunea Sovietică, primele referințe la foamete din 47, extrem de timide, au apărut în 88. În 1990 au fost publicate articole bazate pe materiale din Ucraina. Istoricii Makoveiciuc și Pileavțev, în temeiul surselor de arhivă, au prezentat cauzele foametei din 1946-47 din Ucraina. Acestea fiind, în opinia autorilor, consecințele grele ale războiului, situația materială dificilă a populației, indiferența guvernului de nevoile oamenilor și pentru agricultură. Autorii au fost în măsură să demonstreze că foametea a fost generată în principal de rechizițiile de cereale efectuate de stat în anul 1946, absolut nefavorabil pentru agricultură. După prăbușirea Uniunii Sovietice, acest subiect a stimulat interesul publicului larg. În acest context, în aprilie 1992, la Moscova, cu prilejul inaugurării expoziției Pământ, Foamete, Reforme, în Muzeul Revoluției, colaboratorii Institutului de Istorie a Rusiei, Dmitrenko, Danilov și Veniamin Zima, au oferit o imagine de ansamblu asupra istoriei fenomenului foametea din secolele 19 și 20. În 1996, Veniamin Zima a publicat monografia Foametea în Uniunea Sovietică în anii 46-47, cauze și consecințe. Lucrarea reprezintă o sinteză privind foametea la scara întregii Uniuni Sovietice. În temeiul documentelor de arhivă sunt dezvăluite cauzele, amploarea și consecințele dezastrului pansovietic de după război. Prin analiza documentelor oficiale, semnate de Stalin, Molotov, Beria și alți lideri ai statului sovietic, precum și a scrisorilor, reclamațiilor făcute de cetățeni de rând, martori oculari, autorul ajunge la concluzia că foametea a fost rezultatul la trei cauze principale. Dificultățile după război, țișita din 46 și rechizițiile produselor agroalimentare, promovate în raport cu colhozurile și sovhozurile sovietice. Conform estimărilor autorului, în 46-48, în Uniunea Sovietică de foame și boli cauzate de aceasta, inclusiv epidemii de tifos, au murit circa 2 milioane de oameni. Alte milioane de oameni au rămas mutilați în urma consumului de surogate. Ansamblul de probleme privind foamete din primii ani post-beliș din RSS moldovenească a făcut obiectul cercetării mai multor lucrări apărute în ultimele două decenii. Deși mulți cercetători credeau că subiectul foamete în RSS în anii 46-47 în linii mari era studiat, în 2012, Revista de Istoria Moldovei editată de Institutul de Istorie a publicat la rubrica Abordări polemice, trei studii privind foamete din 46-47 în Moldova Sovietică. Polemizând cu alți istorici, în studiul Depășirea foametei din anii 46-47, Ionut Ulmaga este împotriva avenirii conducerii de vârf a statului sovietic și, în mod special, a lui Stalin,
și crezi de toate greutățile, problemele, nedreptățile și chiar fără de lege ce s-au înregistrat, au avut loc, s-au manifestat pe întreg parcursul edificării socialismului în cadrul statului sovietic. Dânsul susține că, citesc din nou, multe încărcări grosolane ale legislației în vigoare erau rodul incompetenței, nivelului scăzut de conștiință civică sau chiar de rea voință a unor funcționari activiști de rang raional și local. În continuare, istoricul de la Chișinău conchide că una din cauze fundamentale care a generat foamete din 46-47 ar fi fost, citesc, lipsa unor discuții pe imaginea problemelor apărute în cadrul ședințelor comitetelor raionale și județene de partid, comitetelor executive de același nivel, lipsa unui control zilnic din partea organelor respective asupra modului de activitate a punctelor de alimentare și, mai cu seamă, asupra modului cum erau pregătite și repartizate bucatele în cadrul acestor. Pe de altă parte, susține Bulmaga, citez, eforturile depuse pentru combaterea distrofiei pe parcursul primelor 6 luni ale anului 1947 au fost enorme și pe măsura gravității situației. Am încheiat citatul. Cât privește rolul pe care l-a jucat sistemul socialismului Uniunea Sovietică, la acea vreme, în combaterea foametei, apoi, el a fost, n-a fost decât unul pozitiv. Am încheiat citatul. Nu vom insista asupra altor aprecieri de același gen. Vom expune în cele ce urmează, foarte concis, tabloul reconstituit, bineînțeles relativ, despre foamete din RSS Moldovenească în temeiul investigațiilor diverselor arhive, statistici și publicațiilor apărute în spațiul post-sovietic, dar și în Europa și Statele Unite ale Americii. După război, agricultura RSS Moldovenești era reprezentată de colhozurile și sovhozurile pe malul stâng al Nistrului și gospodăriile sărești individuale din cele 6 județe câte rămăsese ale Basarabiei. Acestea, din urmă, erau principalii furnizori de cereale la stat. În primăvara anului 1944, odată cu intrarea trupelor sovietice pe teritoriul Basarabiei, în baza legilor adoptate în 1940, gospodăriile țărnești individuale au fost impuse la predări obligatorie a produselor agricole la stat. În anul următor, 1945, Consiliul Comisarilor Poporului și Comitetul Central al Partidului Comunist Bolșevic din Moldova au adoptat 2 hotărâri speciale privind predarea obligatorie la stat a cotelor de cereale, floarea soarelui, cartofi, soia și fân, dar și de carne, ouă, lapte, brânză și lână, de către gospodăriile țărnești individuale din cele 6 județe ale Basarabiei. Executarea obligațiilor stabilite prin hotărârile menționate era considerată datorie primordială a fiecărei gospodării țărănești și trebuia să fie efectuată necondiționat în termenii fixați. În cazul în care gospodăria țărănească nu îndeplinea obligațiile în termenii stabiliți, era impusă unei amenzi echivalente cu prețul de piață al cantității de produse nelivrate. În același timp, din gospodăria țărănească, odată cu amenda, era luată în mod obligatoriu și cantitatea neachitată. Dacă țăranul, când îi se confiscau produsele recoltate, se împotrivea, el era tras la răspundere conform articolului 58 și 58 prim al codului penal RSS Ucrainei. Este vorba de codul penal, compartimentul crime împotriva statului, capitolul 1, crime contrarevoluționare. Având în vedere că în anul 44, colhozurile din stânga Nistru și gospodării sărănești depășise planul de livrări obligatorii la stat, 107%, pentru anul 45, când RSSM era deja lovită de sește, cantitatea planificată a livrărilor obligatorii de produse agricole a fost majorată. La 13 iulie 45, Guvernul Uniunii Sovietice și Comitetul Central de la Moscova au adoptat hotărârea cu privire la planul anual de colectare a cerealilor din recolta anului 45 în RSS Moldovenească, prin care obliga conducerea Moldovei să colecteze și să furnizeze statului 272.000 de tone de cereale. Și în acest an, planul va fi realizat cu 101%. Dar colectările forțate de produsuri alimentare din anul 45 vor constitui cauza principală a declanșării foametei din iarna lui 45-46. La începutul anului 46 era limpede că agricultura Moldovei, urmarea secetei cumplite de-a lungul anului precedent, va fi compromisă. Cu toate acestea, Moscova a stabilit pentru RSS Moldovenească planul contribuției obligatorii din recolta anului 46. La 26 iulie 46 a fost adoptată hotărârea Comitetului Central de la Moscova cu privire la planul anual al livrărilor obligatorii din recolta anului 46 pentru RSS Moldovenească semnată de Stalin Jdanov. Conform planului,
RSS Moldovenești, îi se stabilise contribuție de cereale din recolta anului 46 în cantitate de 161.000 de tone. Hotărârea obliga Consiliul de Ministri și Comitetul Central al Partidului Comunist al Moldovei, citesc, să se îndeplinească exact și onorabil planul de livrări obligatorii, deoarece în anul curent, datorită condițiilor meteorologice nefavorabile și prin urmare a stării semănăturilor în regiunile Tambov, Curs, Voronezh și Odău, a trebuit să reducem planul lunar de livrări obligatorii a cereale. În hotărâre nu se spunea nimic despre situația tragică existentă în Moldova, se sublinia însă că Consiliul de Ministri și președintele acestuia COBA din Moldova, Comitetul Central și Secretarul acesteia din Moldova, Salobor, și împuternicitul Moscovei pentru colectările de cereale în RSS Mersici, citesc, deveneau responsabili în fața Consiliului de Ministri și a Comitetului Central de la Moscova pentru îndeplinirea planului în termenii stabiliți. La 5 iulie, Consiliul de Ministri a RSS și Comitetul Central din Moldova, în conformitate cu indicațiile Moscovei, au aprobat planul de livrare a cerealelor pentru județul Craiova. În scopul forțării îndeplinirii planului, în raioane și sate erau trimiși, în calitate de împuterniciți speciali, membri ai Comitetului Central al Partidului Comunist de la Chișinău și ai Guvernului RSS Moldovenești, diversi funcționari din structurile județene de partid și de stat. Reprezentanții structurilor de partid sovietice veniți în sate, comiteau fără de legi și efectuau percheziții, confiscau averea, arestau și băteau țăranii. În condițiile foamete, regimul comunist, în loc să acorde ajutor în comitaților, au amplificat și intensificat acțiunile de represare. Datorită acestor activități, planul de predare a cerealelor la stat pentru anul 46 a fost realizat cu 101%. Precizăm că în același an 46, în URSS au fost colectate 16 milioane tone de cereale, ceea ce constituia, în general, pe URSS, doar 76%. Prețul acestei cerealizări, între ghilimele, a fost tragedia satului Basarabia. Conform informației trimise la 27 februarie 46 lui Kosygin, adjunctul președintelui Consiliului de Ministri al Uniunii Sovietice, în Republica Moldovenească erau bolnavi de distrofie 222.300 de persoane. Iar la 20 martie același an, numărul bolnavilor oficial înregistrați era de 238.914. În județul Cahul, de distrofie se îmbolnăviseră 27% din populație. 70% din populația Republicii Moldovenești era lipsită de orice fel de produse alimentare. În 1945, în Republica Moldovenească au murit 82.062 de persoane. În 46, 64.949 de persoane. Iar în lunile ianuarie-iulie 47, 139.526 de persoane. Numai în 18 zile, din 4 până în 21 februarie 47, au decedat de distrofie 6.645 de persoane. Iar în lunile noiembrie 46, martie 47, din numărul total de 84.282 de decedați, circa 60.000 au murit de distrofie. În perioada septembrie 46-iulie 47, în RSS Moldovească s-au născut 60.635 de copii, dar au murit 148.975 de persoane. Prin urmare, doar în 10 luni mortalitatea a depășit natalitatea cu 88.340 de persoane. La 27 februarie 47, erau înregistrate mai mult de 40 de cazuri de canibalism, majoritatea fiind produse în luna ianuarie a acelui an. În acest context, menționăm că este extrem de dificil de calculat numărul celor decedați numai de foame. Suntem convinși că nici nu este nevoie, deoarece majoritatea absolută a deceselor din acești ani nu era cauzată direct sau indirect numai de foame. Totuși, foarte estimativ, în limitele statisticilor accesibile și mai ales a valabilității metodologiei de calcul, putem afirma că în Moldova sovietică au murit de distrofie alimentară între 150 și 200.000 de persoane. Probabilitatea cifrei este mare, deoarece nu este clar raportul între numărul morților înregistrați, numărul real celor decedați și mai ales nu există o viziune și o abordare clară în ceea ce privește morbiditate și mortalitate cauzate de foamete din acei ani. În cifre absolute, am arătat mai înainte, în Uniunea Sovietică au murit circa 2 milioane de oameni. Cel mai mare număr de morți a fost înregistrat în Rusia,
urmată de RSS ucraineană și RSS moldovenească. Însă raportat la mie de locuitori, cel mai mare, cel mai înalt nivel al mortalității a fost în Moldova Sovietică. A fost oare posibilă evitarea foametei din anii 46-47? Consecințele războiului, seceta, acestea erau și mai sunt argumentele utilizate în abordarea cauzelor tragediei din acei ani. Indiscutabil, seceta din anii după război și consecințele războiului au fost cauzele, unele cauze ale dificultăților apărute în agricultura de sistemul moldovenesc. Impactul secetei însă era exagerat în scopul justificărilor rechizițiilor. Foametea a fost generată nu de slăbiciunea, de neputința familiilor țărănești în raport cu seceta, ci de putere nelimitată a Partidului Comunist, care nu numai că n-a stopat, dar din potrivă a accelerat extinderea foametei. Foametea putea fi evitată, putea fi stopată de la începutul acesteia. În Uniunea Sovietică, în RSS moldovenească, în mod deosebit, foametea a fost rezultatul activității Partidului Comunist și a structurilor statului sovietic. Statul sovietic avea resursele pentru asigurarea populației cu strictul necesar de stoparea mortalității de foame. Dovadă în acest sens servesc cifrele. Conform investigațiilor istoricilor din Rusia, la 1 februarie 1947, rezerva de stat a Uniunii Sovietice dispunea de 10 milioane de tone cereale. Nu era mult, dar mai mult decât la începutul anului 1946. Pentru necesitățile interne, pentru întreținerea armatei și a funcționarilor de toate nivelele, pentru rațiile oferite muncitorilor, oamenilor de știință, colaboratorilor instituțiilor de represare, au fost utilizate 5,7 milioane de tone de cereale. Din cantitatea rămasă, era posibilă și salvarea încomitaților din zonele calamitate, inclusiv din Moldova Sovietică. Aceasta pe de o parte. Pe de altă parte, în 1946, Uniunea Sovietică a exportat cereale. În Uniunea Sovietică, exportul de cereale constituia o sursă importantă de obținere a valutei străine, dar era utilizată și, mai ales, ca pârghie a marii politici. După război, politica devine principalul mobil al comerțului extern cu cereale. În 1946, Uniunea Sovietică a exportat mai mult de 1 milion de tone de cereale, inclusiv în Franța, 500.000 de tone. Aspectul politic al acestui ajutor era susținerea comuniștilor francezi și consolidarea imaginii acestora în alegeri. Cerealele erau exportate de asemenea în calitate de ajutor, între ghilimele, în Bulgaria, România, Polonia, Cehoslovacie, Berlin, Germania și în alte țări. Acest zel umanist, între ghilimele, al conducerii de la Kremlin, poate fi explicat numai plecând de la rațiuni politice. Din Uniunea Sovietică primeau cereale țările în care comuniștii se aflau în coloarele puterii. Nu poate fi neglijată nici cantitatea considerabilă de produse agricole luate din colhozuri și din gospodării țărănești individuale, care a putrezit la punctele de recepție și în magazinele improvizate. Statul nu era capabil să asigure condițiile elementare de depozitare cereale. Conform rezultatelor investigațiilor istoricului de la Moscova, Beniamin Ziman, în anii 46-47, în Uniunea Sovietică au mucegăit și putrezit circa 1 milion de tone de grâu. Cantități considerabile din rezerva de cereale erau permanent furate. Numai în trimestrul al treilea al anului 46, au fost reținute 20.100 de persoane care furaseră cereale. 77% dintre acestea fiind înșiși colaboratorii ministerului, dar și 1.200 de agenți de pază. Prin urmare, mortalitatea rămasă de foame nu a fost rezultatul seștii, ci a politicii economice și sociale a regimului totalitar comunist și față de populația de RSS moldovenească, a sistemului sovietic de acces la produsele alimentare. Responsabilitatea principală pentru decesul sutelor de mii de persoane în RSS moldovenească, ca și în întreaga Uniune Sovietică, aparține conducerii de la Moscova, Partidului Comunist, Biroului Comitetului Central al Partidului Comunist pentru RSS moldovenească, conducerea de partid la Chișinău și structurilor bolșevice din județe și raioanele Moldovei. Vă mulțumesc!